Thomas și picnicul. Toate locomotivele de pe insula Sodor erau entuziasmate. Mama controlorului Gras sosea pe insulă pentru a-și sărbători ziua de naștere. Locomotivele goneau în jos și în sus, făcând pregătiri pentru ziua cea mare. În ziua cea mare, controlorul Gras sosi la depoul Titmus. Am hotărât să o aduc pe mama la un picnic de ziua ei. Vreau să-i arătați un loc special. Aș putea să o duc în Valea Shen, domnule, spuse Thomas. E o idee foarte bună, Thomas. În cuvință, controlorul Gras. Ceva mai târziu, Thomas se apropie mândru de stația Knepford. Era entuziasmat. Acolo aștepta deja doamna cu pălărie, mama controlorului. Șeful gării încărcă cuferele pentru picnic și Thomas văzu atunci cel mai mare tort pe care îl văzuse vreodată. Thomas zâmbi, dar mama controlorului Gras nu zâmbea. Era foarte serioasă. Îl făcu pe Thomas să se emoționeze. Tocmai atunci Percy sosi în stație. Să vă distrați bine, strigă acesta. Lui Thomas îi trecură emoțiile. Acesta avea să fie cel mai frumos picnic. Thomas șuieră și pufăi în drum spre vale. Annie și Clarabel erau și ele încântate. În cele din urmă ajunseră în minunata Vale Shen. Erau păduri și izvoare și pajiști verzi. Thomas era sigur că mamei controlorului îi va plăcea. Era locul perfect pentru picnic. Controlorul Gras, soția sa și mama acestuia s-au uitat în jur, însă fără să zâmbească. Totul se transformase în pământ proaspăt arat. Măi să fie, exclamă Thomas. Nu putem organiza picnicul aici, spuse controlorul Gras cu duritate. Găsește altă idee, dar grăbește-te, mamei mele îi se face foame. Thomas se gândi bine și porni din nou la drum. Pistoanele lui Thomas pompau cu repeziciune ca să ajungă în partea cealaltă a insulei. Se îndrepta spre castel. E cea mai bună idee, își spuse el. Dar când ajunseră la castel, controlorul Gras vorbi cu șeful gării. Thomas, spuse controlorul, castelul este închis pentru reparații. Găsește o altă soluție și repede. Așa că Thomas se îndepărtă de castel.